După mesele copioase de Paște și 1 mai, românii iau cu asalt sălile de fitness. Majoritatea care nu au avut restricții la bucatele tradiționale vor să scape acum de kilogramele în plus, așa că de astăzi s-au întors la antrenamente. Instructorii spun că o siluetă de invidiat se poate obține în doar câteva săptămâni. Trobul de miel, șunca, prăjiturile și toate bunătățile de pe masa de paște au adus și kilograme în plus pentru mulți dintre români, motiv pentru care oamenii au revenit de astăzi la antrenamentele de fitness, pentru a-și recăpăta cât mai repede formele de altădată. Am avut probleme cu kilogramele și am dorit să slăbesc. Presupun că sala te ajută să fii destul de sănătos în viață. Ținând cont că vreau o masă musculară decentă, am avut grijă cu ce am mâncat. Exercițiile sunt personalizate, însă fără o dietă echilibrată nu dau roade. Cei care se țin de treabă pot scăpa de kilogramele acumulate de sărbători în câteva săptămâni, chiar și zile. Ne așteptăm să-i ajutăm să dea acele kilograme pe care le-au pus în plus jos. Acei clienți care vin la noi la sală beneficiază de instructori personal și calificați, plus că lucrează și pe programe, iar la sfârșitul unei luni putem vedea împreună rezultatele pe care aceștia le au. Și nutriționiștii recomandă o alimentație mai ușoară în această perioadă. Curele de detoxifiere vă pot fi de ajutor dacă simțiți că ați exagerat cu bucatele de pe masă de paște. Așadar, consumați cât mai multe fructe și legume.